estimatul cât înseamnă 27,5 decimetri, decimetri egal în hectometri. 27,5 decimetri în hectometri. 0,0275. De la decimetri la hectometri am un 0,0275. 0,0275. 0,0275. E corect, da? Dar s-a prins acum, nu merge mai departe. Dacă ne gândim să măsurăm suprafața, la suprafață avem unitatea de măsură la pătrat, la, gândim așa, are unui pătrat. Este latura la latura, latura la latura. La dreptunghi, cu ce este egal are? Păi două dimensiuni, lățime și lungime. Deci metrul la a doua. Așadar, pentru suprafață, pentru lungimea pătrului. Zicem așa, pentru suprafață. Pentru suprafață vom avea metru la a doua, metru pătrat. Deci unitatea de măsură centrală este metru la a doua. Așa o să scriu aici, metru la pătrat. Da, deci, să mergem paralel la asta. Și cu multipli și sub multipli săi. Deci, vom avea multipli și sub multipli săi. Da, deci o să avem așa. Metru pătrat. Acum, de desubordinat, decimetru pătrat. Centimetru pătrat. Milimetru pătrat. Astea sunt submultipli. Și dam pătrat, hectometru pătrat sau hectarul, aici e la ea. Hectometru e hectar, da? Da. Da. Hectometru pătrat sau hectarul este una același lucru. Apoi, kilometru pătrat. Da? Kilometru pătrat. Hectometru pătrat sau hectar, cu cât bani să mă te ajută? Că la hectar și la ar. Ar la da. La da, aici e ar. Ar. Ar, da. Ar. Câte ar. Ei, acum, de reținut. Creștem și descreștem din sută în sută. Aici din 10 în 10. Aici spațiu. De la metru până la decimetru am 100. De la metru până la milimetru am 10. Deci, am 10 mii. Am mai mult. 10. Adică am 100.000 atunci până la centimetru. Și am 1.000.000. 1 urmat de 9 euro. Nu, până la centimetru. De unde este? De la metru până la centimetru. De la metru până la centimetru am o dată 20 aici 100. Da. Mai merg aici 100. 100 ori 100. Câte zeroți? 10.000. 10.000. 4 zeroți. Și dacă mă duc la milimetru, iar încă 100. Adică câte zeroți? În total. De la metru la milimetru. Pătrat. Da, 6. 6. Adică, gândim așa, 10 la a doua, ori 10 la a doua, ori 10 la a doua, 10 la a șasea. Adică, e unul urmat de 6, 0. Adică, e 1.000.000, dacă ar fi să gândim așa. Și acum, dacă am înțeles, facem câteva transformări. Vreau 27,5 ari. Da, 27,5. Dar de ce se întâmplă? Ai vrea cum te-a explicat doamna profesoară, cum nu mi-a zis la a doua. Nu, dar nu am fost de genul ăsta. Dar cum? Adică noi aveam o figură, aia pe ea, adică n-am fost transformare de genul acesta, adică n-am fost transformare. Da, dar știți, transformare poate și eu, după aceea dau un pătrat, îți zic o pătrat. Adică cum ar fi, aveam un
dreptul și nota 4. Am înțeles. Așa și așa. Și când am putut de la... Are, Daria, am să spun un lucru. Hai să mă urmărești la aștept. Și vei vedea exact, vei vedea exact, ajungem acolo unde te interesează pe tine, da? Deci, urmărește-mă. 27,5 ai egal, deci 27,5 ai egal, câți centimetri pătrați? Deci 27,5 ai egal în centimetri pătrați. 10 la 6. Deci 27,5 ai, câți centimetri? Să fie 10 la 6. Fie. Adică 27,5 zice el, 10 la 6, asta e la 10 la a 6, e bine? Că avem ari înseamnă de aici, un spațiu, 2, 3. Corect. Deci face 27,5 ori 10 la 6. Care e? Da, 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 da. Nu este egal cu 275. Și am arunat cu 50. Da? Centimetri pătrați. Cât înseamnă, să zicem, 13,2 centimetri pătrați transformați în metri pătrați. În metri pătrați. Te rog, Daria. De centimetri la metri, să urcăm cu 10, cu 100, nu? Dar cu 10 la cât? Cu 10 la a 4. 10 la... Cu 10 la a 4, a 4, cu 10 la a 4. De la centimetru, un spațiu. 10 la a doua e aici. Un spațiu. Încă un spațiu, iar 10 la a doua, așa, 10 la a patra, așa o să merg. Da, de centimetri pătrați. Păi, da, centimetri, ori până la metru, două spații. De câte ori urci? Ori 100 și iar 100, adică ori 10 la a doua, 10 la a doua, de două ori urci. Deci o să fie 13,2. Nu, o să fie... Deci, vor fi mai... Mult sau mai puțin? Așa, mult sau mai puțin? Mai puțin, mai puțin. Mai puțin, sigur că da. Adică? Adică, o să fie 0,03. Adică cum? Uite cum au făcut la Davide. 27,5 ori 10 la 6. Aici deci, o dată mă duc așa, peste 25. 13,2 ori împărțit la cât? 10 la 4. Deci 13,2 împărțit la 10 la 4. Și acum? Și egal cu? Cum? Și egal cu 13, nu? 13, 132. Da? Nu? Nu. Nu? Bine, atunci spui tu. 0,0, sigur 0, da? Da. Bine, dacă tu spui că e 0,0132, trebuie să ai și argumente. Că a fost mai 13,2, da? 13,2. El, 10 la 4, înseamnă că trebuie să miști virgula peste 4 cifre. 2 la 3, era 2 virgula, nu? 2 nu mă interesează. Nu e în cadrul. Da? Că 2 era în dreapta. Virgula pleacă de la 2 și trebuie să se ducă 4 la stânga. Și dacă 4, înseamnă 2 odată pentru a ajunge de la centimetru la decimetru și pentru a ajunge încă o dată la metru, mai trebuie 2 zerouri, pe 2 cifre. Deci nu așa, ci așa. Uite cum zice domnul profesor, de la 13 pleacă încolo. De la 13 pleacă încolo. Nu de la 2. Exact. Tu ai gândit, de la 2 se plece. Exact. De ce ai zis tu 4 cifre când mi-ai dat varianta ta? Da. Dar prin varianta ta, virgula a plecat de la 2 și s-a dus mai 3 cifre. Ori, cum ele cresc, nu? Cresc și descresc din 100 în 100,
Nu, de... pot să mă duc cu trei cifre. 10 la 4? Cu 30 mare. Mai facem din da, acum mai. Uite. Vreau 27,05 centimetri în milimetri, milimetri pătrați, egal câți Davide, tu, Davide, acum, câți Dan pătrați? Adică are, are. Ai, adică câte ai. Adică 0 la 8, 10 la 2, 10 la 3, 10 la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 la 8, da? Deci, da, vedeți, 10 la 8, 3, 4. Da? Poți fi mai mult sau mai puțin? Și deci împărțim numărul ăla la? 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 10 la 4. Păi câte spații sunt? Hai să vedem. 4 și ori 2, câte 2 zerouri la fiecare spațiu? Păi nu 10 la 8? Nu 10 la 2, 10 la 2, 10 la 2, 4 ori 2. 10 la 2 ori 4? Ori 4. 4 spații. 10 la 8. Ori 10 la 8, da. Corect. Știi ce se întâmplă? Dacă te invit să fii calmă, că ești un pic stresată și ai intrat într-un moment de acela în care nu mai ești atent. Păi dacă nu înțelege sau nu știe, asta nu înseamnă, domnul profesor, dacă nu știi că trebuie să-i enervezi. Trebuie să vrea să înțelege. Asta, eu invit să fie calmă și să înțeleagă. Că dacă ești calmă, tu poți învăța, dar așa, răspunzi pe contre, nu poți să te concentrezi. Tu înțelegi foarte bine, foarte rapid și poți să prinzi, dar fii, calmă și poți să prinzi foarte bine. Ce rost are să fii nervoasă? Hai să înțelegem așa. Vezi? De la milimetru până la dram, trebuie să urcăm 4 spații. Fiecare spațiu este un 10 la 2. 10 la 2, 10 la 2, 10 la 2, 10 la 2, 4, îi face 10 la 8, acum zicem, da? Deci ar veni 27,05 împărțit la 10 la 8. De acord? Și acum când punem decimalele, de unde ne ducem? 9,05 în calcul, dar ia. Da? Nu ne interesează 0,5, ci ne interesează 8 decimale de aici începem. Deci vom veni. Hai să scriem numărul amândoi. 27, o dată. 2. 2, iar încă o dată. Da, domn profesor, eu mă gândesc așa, am 10 la 8, adică am 8 zerouri. Și știu că 2 le-am. 10 decimale, 2 le-am. Mai trebuie 6. 2 le-am și mai până încă 6 zerouri. Perfect. Dar eu, ca să înțeleagă toți prietenii noștri... Și Daria. Nu insist și Daria, că Daria înțelege foarte repede. Nu mai are un moment acum de nervozitate. Și așa, Daria. O dată, de 2 ori, de 3 ori și de 4 ori. Cum am zis dată de 2 le-am și mai trebuie să fie 6 zerouri. Și 0 virgulă. Ca să am total cele 8. Și sigur că pe 0,5 era la altă. El era un era este dublă. Ai înțeles? Cum vine? Da. Ia să faci și tu. Acum facem imediat. Asta înseamnă Dani 4, da? Deci cei 27,05 mm pătrați înseamnă 0,6 de 0, 6 0, 27,05. Daria, te rog să vezi. 15,37 de centimetri pătrați este egal câți hectometri pătrați? Câte hectare? Tu scrie, David, tu pe care ți-ai luat un timp și nu povești cum gândești. Păi la centimetri are... Câte spații ți-i tare? 1, 4, 2, 3, 4. Deci avem la centimetru pătrați până la hectare, 4. 2, 3, 4. Și cum va arăta numărul? Arăta 15,37 împărțit la 10 la 8. Deci 4, 4, 4, 4. Și o să fie egal cu 0,00006 ori. Da. 15,37. Așa, 15,37. De simplu. Dacă te calmezi și te liniștești, te răspunzi foarte rapid. Normal. Asta.
Deci, îi limpede aici, doar asta numărăm spațiile. Vedem că pentru fiecare spațiu la suprafață punem două zerouri, da? Și din... și 10, da? E o primă dată, ca să pot să ajung. Important a fost să clarificăm așa exact. Și-ți mai curând, dar și exercitii și probleme. Pentru că au făcut un pic de geometrie și știu aliile la pătrat, dreptunghi, știți? Și am văzut că au urmat exercitii cu transformări după aceea, știți? Că le dădeam o pătrat cu centimetru pătrat. Deci, încorporat în problemă, avem nevoie de transformări. Și de-aia, dacă nu știm transformările, nu putem merge mai departe. Sigur. Deci astea sunt esențiale, să le înțelegem foarte clar. Iar tu, Daniele, le știi, bravo. Și tu, Daria, nu trebuie să-ți faci griji, că aici acum cred că ai înțeles și dacă nu ai înțeles, mai insistăm. Fără probleme. Sinteza oameni. Sinteza. Am făcut ceva testul acela, domnul profesor, care a fost așa. Fracții ordinare, irreductibile, fracții decimale. Fracții. Ordinare. Ordinare. Da. Am transformat o fracție. Am făcut transformări în fracție ordinară, în fracție decimală, în fracție decimală. Din fracție decimală. Din fracție decimală. În fracție ordinară. Fracție ordinară. Am făcut ecuații și necuații. Da. Da. Deci, ecuații. Și necuații. Și necuații. Q plus. Da. Poate și necoații. Problema aceea a făcut cu împărțirea operații. Operații. Dar, așa. Hai să ne mărtăm și asta. Operații. În Q plus. În Q plus. Și transformări aici. Unități de măsură, transformări. Deci, unități de măsură. Și transformări. Unități de măsură pentru lungime și suprafață. Da, unități de măsură pentru lungime și suprafață. Multiplui și să multiplui acestea. Multiplui și sub multiplui. Multipli și submultipli acest ora. Și am făcut exerciții, am drumat. Și afișați? Aplicați, s-a făcut. Nu uitați să dați like, share și vă abonați la proiectul online. La revedere! Să spuneți la toată lumea. Da, la toată lumea. La revedere!